Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Într-un context în care valori fundamentale sunt contestate, sunt discreditate, sunt criticate, conform, nu, unei teorii celebre deja, teoria critică, promovată de neomarxismul actual, de corectitudinea politică, teorie care presupune mitralierea cu critică a tuturor valorilor fundamentale care asigură o ordine morală în societate, e bine, într-un asemenea context, considerăm că o discuție dedicată antidotului la o asemenea atitudine suicidară, până la urmă, din punct de vedere moral, merită luată în discuție. Ca antidot al ideologiei despre care vorbim și vom mai vorbi, alegem astăzi conservatorismul. Conservatorismul ca viziune înaltă asupra lucrurilor. Conservatorismul ca încredere că adevărul nu există doar de ieri. Adevărul este configurat, este, ca să spun așa, întruchipat de niște valori verificate în timp. Iar cine încearcă să răstoarne aceste valori prin excelență importante, bineînțeles că se situează pe un pol opus adevărului, așa cum am mai spus. Conservatorismul ca antidot la ideologie, ca viziune înaltă asupra istoriei, a lucrurilor și ca viziune profund rațională, de altfel, este tema dialogului de astăzi, în care am invitat o personalitate a vieții culturale bucureștene, un om care, cu foarte multă vrednicie, conduce, coordonează, în calitate de director general, Filarmonica George Enescu din București, evident un conservator. Vorbesc de domnul Andrei Dimitriu, căruia îi spun bun venit în emisiune. Bine vă găsesc și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, domnule Dimitriu. Mă bucur să ne aflăm în sfârșit față în față după foarte mult timp în această emisiune și pe marginea unei asemenea teme. Sunteți un om care de-a lungul ultimilor 20 de ani s-a implicat atât cât a putut, inclusiv în zona treburilor cetății, ca să spun așa, ați încercat cu entuziasmul anilor 90 să resuscitați în spațiul nostru public o viziune firesc conservatoare bazată pe niște valori despre care chiar vă invit să vorbim. Așadar, începem destul de abrupt. Care e viziunea dumneavoastră asupra conservatorismului și cum l-ați defini? Pentru că pentru foarte mulți cuvântul are o conotație negativă. Aș zice chiar negativă. Dacă ne aducem aminte de clișeile din perioada comunistă, conservator înseamnă rău. Burghezi, moșieri, înecarea în sânge a revoltei populare. Deci tot ce e mai rău, într-un egoism de clasă, avea drept de imagine și, din nefericire, este o imagine care, acreditată atâția ani, a lăsat urme. Deci conservatorismul, iar nuanța nițel. Conservatorismul înseamnă întoarcerea la valorile, la instituțiile care au o tradiție în lumea, în societate, lumea românească, că suntem în cazul acesta. Dar trebuie separat. Pentru că instituții, deci înseamnă un trecut. Conservatorismul se referă la valori și instituții și criterii care operau într-o societate trecută. Dar care rămân actuale. Dar. Problema este de a vedea ce societate, pentru că conservatorismul înseamnă, de fapt, și omologarea unor experienții sociale care s-au dovedit foarte benefice. Progresul societăților înseamnă o experiență acumulată, corijată, dar omologată. Verificată în timp. Omologarea în sensul acesta, a validării în timp, operând secole sau decenii, oricum. Deci aș pune două lucruri. Că există un conservatorism pozitiv, care acumulează o experiență bazată pe valorile creștine practicate responsabil și lucid. Deci, mă despart de cei care exagerează, trec la un tradiționalism care, de fapt, este o exagerare a unor valori care, sigur, sunt omologate. Sau pot fi omologate. Da. Și mai există, pentru că experiența noastră istorică spune acest lucru. Aud de multe ori că conservatorism înseamnă întoarcerea la comunism. Păi,
E foarte clar. Comunismul e o experiență tragică. Nu, dar comunismul însura a fost un dușman al conservatorismului. El fiind o ideologie. Da. Deci trebuie separate aceste lucruri. Când spui conservator, înseamnă o societate așezată pe o experiență dovedită ca benefică pentru evoluția socială. Exact. Deci asta înseamnă conservator. Asta e accepțiunea pe care eu accept. Și clar, când ne despărțim, dacă rămânem la strict la timp și să pot să spune de conservatori, când și comuniștii sunt conservatori, sigur, față de societatea progresistă, ei sunt conservatori în sensul pe care îl vedeau da, ei. Da, da. Deci retrograz, retrograz, periculos, antidemocrat. Însuși cuvântul, domnule Dimitriu, conservator, înseamnă, dacă ar fi să-l traducem, păstrător. Păstrăm ceva. Ce păstrezi în general? Ceva nevaloros? Ceva care merită aruncat? Nu. Păstrez exact lucrurile care trebuie menținute. Așadar, eu intuiesc în conservatorism o adâncă preferință pentru permanență, pentru lucrurile care asigură permanența. Pentru permanență și pentru o societate așezată valoric, comportamental, economic, politic. Deci o societate așezată care funcționează după reguli clare, recunoscute, corecte, în democrație. Da. Pentru că suntem la definirea acestui subiect, care teme care e o temă foarte interesantă. În România, clar că există o tradiție. Conservatorii Carp, Maiorescu, sigur că aveau o opțiune politică puterile centrale, dar motivarea era reală a acestei atitudini politice. Rusia, pericolul rusesc. Și mai e un lucru care cred că trebuie spus. Conservatorismul benefic, lucid și oportun pentru momentul în care îi revendice valorile și practicile. Pentru că, și probabil aici o să mă despart de oarecare audiență, pentru România, conservatorismul înseamnă valorile practicate în perioada interbelică, prin excelență. Aș identifica mai exact perioada monarhiei. Deci perioada monarhiei, care sigur e un regim... O perioadă absolut fastă pentru România. Cred că e perioada cea mai fastă pentru România. Dar sigur că o societate trebuie să se adapteze la comandamentele zilei. Nu poți să rămâi autarhic. Desigur. Fără să te gândești că progresul înseamnă să te raportezi și la realitățile înconjurătoare. Globalizarea, cum spune Jean Ashkenazi, un neurolog evreu, dar de origine română, care spune că e ca un proces mental, se maturizează. Globalizarea înseamnă o maturizare a societății. Dar asta nu trebuie să însemne abandonul valorilor care sunt recunoscute și practicate. Și s-a dovedit că în practica obișnuită, practica cotidiană, aș zice, sunt benefice. România are o mare problemă. Problema, pentru că trăim în Europa, vrem să fim în Europa. Problema este de a ne raporta corect, de a milita consecvent pentru europenizare. Remarc, și am citit acum recent o statistică europeană, care m-a șocat, ca să fiu foarte cinstit, în Moldova mea, în Moldova pravoslavnică, mai pravoslavnică decât restul teritoriului, constat stupefiat că există o minoritate pro-europeană. Pot să-mi pun o întrebare, dacă nu cumva vizita lui Dugin, Alexandru Dugin, prin spațiul moldav, destul de insistentă, n-a avut și ea o contribuție la această poziționare a unei populații care, sigur, nu excelează prin cultură. Asta e o realitate. Dar noi trebuie să fim destul de lucizi, păstrând conservatorismul, să ne dăm seama că interesul real al țării, eu sunt unul din cei, poate puțin cam vehement, dar ferm pentru o europenizare. Dar nu, europenizarea nu înseamnă, nu trebuie să însemne abandonarea valorilor noastre tradiționale, istoria noastră în ceea ce are pozitiv, că nu totul este pozitiv, nu trebuie
îngenunchiat în fața corecțiunii politice, corecțiunea politică, distruge o societate atârzată. Sunt ostil la multiculturalism, pentru că, iarăși o să deranjeze, dar Îl invoc pe Heidegger. El a spus, sunt două categorii de popoare. Popoare care au vocație culturală și popoare care nu au vocație culturală. Dar trebuie spus explicit și trebuie ținut seama de această realitate. În orice caz, sunt grade de dezvoltare culturală care trebuie luate în considerare. Nu suntem egali decât dintr-un singur punct de vedere, antropologic adânc. Dincolo de asta, fiecare cu darurile lui. Iertați-mă că vă întrerup puțin, pentru că ați adus discuția într-un plan foarte actual și interesant. Se vehiculează în mod programatic, insistent, deranjant, ideea că a fi astăzi pro-european înseamnă a înghiți tot pachetul ideologic din Uniunea Europeană care militează la vârfurile ei pentru legalizarea unor aberații din punct de vedere social, moral, și că dacă ești sceptic în legătură cu aceste deplasări de accent în zona moralei publice, ai fi mai puțin european. E o mare diferență, cum și dumneavoastră cred că vreți să spuneți, între a fi pro-Europa, care e o Europa fondată pe niște valori, și a avea rezerve față de niște derapaje din punct de vedere moral. Europenizare înseamnă să ne adaptăm la Europa interbelică, o Europa care era... La valorile ei. Da, la Europa care era dirijată de valorile morale creștine, care nu era subordonată sinucigaș dictatului minorităților, indiferent, religioase, sexuale. Bineînțeles. Da. Și cum mai spun, Europa culturală, Europa intelectuală, care are un raport bun cu o axiologie care a dus civilizația europeană la ceea ce este ea astăzi. Să ne gândim... Toleranța... Da. Mă scuzați, că mai e o chestiune care trebuie spus. Toleranța. Sigur că trebuie să fie toleranță. Dar toleranța nu trebuie să ajungă până acolo încât să deranjeze sau să dinamiteze opoziții a majorității. Toleranța ca idol. Niciun idol nu este acceptabil. Și deci, când idolatrizezi ceva, riști să surpi în jurul acestui idol foarte multe lucruri bune. Ca și bune. Discriminarea pozitivă. Sigur. Promova mediocrația. Mediocrația e la ea acasă. Dar e obligatoriu ca să nu opereze în promovări în dictatul valorilor și a modalităților de manifestare a unei societăți decât cele valorile autentice. Nu există niciun merit că ești minoritar. Bineînțeles. Dar sigur că nu e nicio culpă. Nu. Dar nu e niciun merit. Adică nu poți, mi se pare aberant, ca o minoritate să dicteze regulile. Sigur că trebuie tolerată. Categoric. Exact. Trebuie să-i se creeze acele condiții. Dar nu poate să-i impună. Și mai grav este, domnule Dimitriu, când aceste lucruri despre care vorbim sunt îmbrățișate și validate instituțional. Și asaltul acestei propagande despre care vorbiți, și sigur știm despre ce este vorba, propaganda aceasta care mută discuția legată de drepturile firești ale omului în curtea unei singure minorități care clamează permanent lipsa acestor drepturi, deși ele nu lipsesc cu adevărat. Dincolo de asta însă, politicile corupte, și prin asta eu înțeleg politici corupte de ideologie, cu siguranță corup caractere. Pentru că dacă promovăm politici corupte, promovăm politici care tolerează un rău care poate face ravagii în spațiul organismului comunitar social, atunci apare într-adevăr o mare problemă. Iar antidotul la aceste probleme, considerăm eu cel puțin, că sunt soluțiile conservatoare, care pun niște repere, pun niște limite și care nu îngrădesc drepturi. Absolut. Dar avem nevoie de niște repere. Și mai e o problemă. Diversiunea. Mă abțin să spun cine este la originea acestor diversiuni. Dar în opinia mea,
tot ce înseamnă discurs anti-european, fără substanță, evident, e un discurs anti-românesc. Total Pentru că problemele României sunt altele. Problema numărul unu a României e o problemă demografică. Nu aud la niciun lider politic alertat că 5 milioane de oameni, o să fiu puțin vulgar, reproducători, pleacă în străinătate. Că e o migrație a creierului. 300.000 de ingineri, nu știu câte sute de... Dimpotrivă, ni se spune că e un lucru foarte bun. Da. Deci e o chestiune care e gravă. Gradul de analfabetism. Deci 50%, aproape 50% din populația României e în categoria analfabetismului funcțional. Adică greu citesc și nu înțeleg nimic. Este o societate nu poate progresa. Asta e o temă majoră, asta e o temă de dezbatere. E legată și de tema elitelor, despre care cândva da. Am mai discutat. Cât de important e să cultivi niște elite, dar niște elite morale, în primul rând. Elite morale, elite morale și să se implice. Există riscul mulțimilor care, în eco mulțime, care la noi se transformă în aruncarea în mlaștină a celui care mai încearcă să facă ceva. Dar mă mai întorc la o problemă. Problema care abandonul școlar în România nu preocupă pe nimeni. Faptul că satele românești, 80% n-au canalizare, că satele românești irresponsabile și-au pierdut identitatea culturală, se duce cineva la Certeze și în Maramureșul istoric, descălecătorii, să vadă ce oribile sunt construcțiile din Certeze, din Negrești, Oaș, ca să mai zic din sudul României, dar mă rog, în sfârșit acolo... Ați pomenit un cuvânt mare. O sintagmă, identitate culturală. Din ce e compusă, stimate domnule Gheorghiu, identitatea culturală a unei persoane și a unui popor? Nu din niște valori pentru care astăzi suntem învinuiți că le apărăm? Mi-e teamă că aici lucrurile sunt mult mai nuanțate și mult mai subtil manipulate. Pentru că nu tot ce este tradiție este și pozitiv. După mine, greșeala, vina cea mare este în spațiul intelectual, care n-a reușit, el vorbește în colocviile, totul este frumos așezat, lumea știe despre ce vorbește și important să auzi ce spun acei intelectuali, dar se reduce la colocviu. Nu există o difuzare. Și mi-e teamă că aici vectorii de transmisie a valorilor autentice de identitate națională ar trebui să fie învățătorii, profesorii. Școala, în general. Școala, dar și biserica. Desigur. Biserica mai face ceva, e adevărat. Dar aici trebuie adunate, cum a spune prea fericitul, cred că acum, zilele astea, școală, biserică, familie. Familie. Sunt deci sursele... Acest triumvirat trebuie să se adune, pentru că România, așa cum este astăzi, nu se va așeza onorabil în istoria Europei viitoare. Ați observat, desigur, că aceste instituții, familia, școala, biserica, sunt țintele predilecte ale atacurilor în mass media, atacuri ideologice, asalt ideologic asupra căsătoriei. Care echipurile, ca să fim mai europeni decât suntem, ar trebui deschisă în mod total nejustificat și persoanelor de același sex. Ni se tot spune lucrul acesta că nu suntem europeni dacă nu îmbrățișăm o ideologie. Școala, de asemenea, gândiți-vă ce asalt ideologic se consumă chiar zilele acestea asupra școlii, care este invitată să delege profesori. A primit această invitație în urma unui demers făcut de propaganda ideologică LGBTistă, să delege câteva persoane, fiecare, pentru traininguri în care să fie promovată ideologia LGBTistă. Biserica, nu mai vorbim la ce discreditări mediatice este supusă. Da. Iată, de ce oare sunt acestea țintele acestei ideologii? Eu cred că mass media are un rol negativ aici, popularizare. Pentru că pentru România, trebuie să fim cinstiți, pentru România problema lesbiene și homosexuală nu e o problemă. E clar,
opinia publică nu are această temă. Și repet, nu vorbim de minoritatea în sine, da, vorbim de propagandă. Da, aici, ce am spus eu la început, problema e o diversiune de a arunca în spațiu public teme care sigur că irită omul normal, dar care nu e, sunt problemele reale ale României. Problemele reale ale României sunt cele care, vi l-am spus eu, astea sunt probleme. Firește. Viitorul României nu ține că să vor doi să se căsătorească. Haba, nici nu mă interesează. Că nu sunt mai mult de 100. Problema României este 5 milioane care nu mai vin. De populare României. Asta e tema. Analfabetismul uriaș. Gradul, riscul de sărăcie și excluziune socială, care ne așează a doua țară în Europa după Bulgaria. Deci vreo 7 milioane de patrioți români care oftează încrâncenați că sunt soară un bărbat cu o femeie, nu au vocația muncii. Astea sunt temele reale în România. Aici trebuie să ne așezăm. Și nu, biserica, sigur că are un rol, dar lumea politică și societatea civilă, mult clamată societate civilă. Deci ea trebuie să se implice serios într-o astfel de temă pedagogică. Societate civilă care ne include pe noi toți, da. Fiecare la locul nostru și care nu e de regăsit în 2-3 ONG-uri vocale. Marea societate civilă e de regăsit în zona marilor biserici, în zona marilor structuri asociative din această țară. Da. Dar știți că tot ce a spus, lucruri atât de importante, marile probleme ale României, care au legătură totuși discreditarea la care sunt supuse instituțiile despre care ați vorbit, are legătură totuși cu această schimbare de paradigmă ideologică. Vine asupra noastră, practic, o presiune din ce în ce mai mare, resimțită, de descifrat foarte ușor în tot ce apare în presă, legată de un anumit tip de ideologie pe care o numim clar marxism cultural. Ei bine, neomarxismul, da. Ni s-a spus recent de către cineva momentan important în această țară că ne temem de primejdii imaginare, că sunt lucruri imaginare îngrijorările acestea ale noastre, că avem îngrijorări pentru lucruri imaginare. E ceva imaginar în ce am spus până acum, domnule Dimitriu? No. Deci imaginar nu, sunt realități clare, dar ca impact asupra societății românești, mie mi se par minore. Pentru că refuz să cred că eu mărturisesc că nu prea știu lesbieni sau homosexual. Dar nu-i tema dacă știu sau nu cunosc. Bineînțeles. Sunt foarte puțini. Deci ei nu pot constitui. Reglementările legale ar trebui să fie clare și cu asta s-ar închide subiectul. Pentru că aruncând în piața publică există o predispoziție spre ceea ce este mahala. Sigur că sună tentant, face rating dacă descoperi că doi nu știu ce Dumnezeu au făcut, sau două, dar obligația morală și ar trebui și deontologică a jurnalismului să scoată din decât știri fulgurante, pentru că nu astea sunt temele. Dacă arunci în piață publică că aceasta ar fi un fenomen, după cum s-a manifestat, cred că în România marea problemă asta este. În cazul acesta asistăm dar trebuie spus clar, vocile societății civile ar trebui să spună clar, nepatetic, să reducă discursul la 4 cuvinte și atât. Pentru că, stați-mă, acum în mass media ei cam știe. Lumea începe să nu prea aibă acces, nu toți, la dumneavoastră am venit și cu o temă așa de provocatoare, dar da. Eu, fiind cunoscut puțin ca exaltat în temele, cred că astea s-ar închide dacă presa n-ar, dacă mass media în general ar fi mult mai reținută față de campania de publicitate. Aveți știri, 100-200 de indivizi care circulă, nu știu, pune și manifestă că vor, nu știu ce vor. Asta e o știre secundară. Absolut secundă. Eu am fost în Clubul Român de Presă. Cu toate astea, e prezentată aici, ceva foarte important. Deci aici, asta nu e tot un tip de manipulare? Absolut. Deci absolut. Asta. Se arunce la societate, nu problema de fond. Problema României astăzi e căsătoria. Exact. Când ea trebuie reglementată. Asta e obligatoriu.
Dar deja, din ce știu eu, poate nu știu bine, dar e reglementat în codul familiei, în codul civil. E o temă, deci, cum nu spuneți, e o problemă secundară, dar secundar, pe care ideologii acestei minorități o propun ca temă fundamentală care trebuie luată în discuție de, deci, instituțiile noastre. Așadar, mult zgomot pentru nimic, un nimic însă, dar nu trebuie ignorat. Un nimic care nu trebuie ignorat. Tot ce cred că am spus până acum are legătură cu ceea ce cred că și dumneavoastră ați observat, disprețul și periferizarea gândirii de tip etic. Nu mai gândim în termenii eticii, ai moralei, nu ne mai pasă de norme, ignorăm autoritatea de orice tip, dorim pur și simplu, sau nu dorim noi, ci doresc promotorii acestei ideologii a haosului moral, împingerea noastră într-o zonă socială fără norme, fără repere, fără geamanduri, fără limite, invocându-se mereu drepturile omului și libertatea de expresie, ca și cum nu ar mai conta niciun tip de verticală. Totul este globalizat din punct de vedere etic, disoluție morală, disoluția familiei, dacă este a școlii, a bisericii, cu atât mai bine. Exact acesta e tabloul ideologic în care trăim, domnule Dimitriu. Ce consecințe pot apărea în timp, gândindu-vă, iată, la generația viitoare, dacă va ajunge să creadă această generație că totul e permis, că normele morale sunt retrograde? Sigur, probabil iarăși o să fiu ușor acuzat. Singura societate care a adus progres, civilizație și bunăstare este societatea europeană. Societatea europeană e construită, e zidită pe valorile moralei creștine. Vrem, nu vrem, creștinismul, sigur că a avut începuturile care sunt contestate, care în sfârșit pot fi discutate, dar evoluția societății europene, ca să ajungă la nivelul de prosperitate și de valoare culturală, s-a datorat exclusiv promovării valorilor autentic creștine. O societate conservatoare. Atenție! Nu vorbim de un alt tip de societate europeană productivă, cu adevărat. Societatea care are la bază conservatoare, automat. În sfârșit, da. Prin definiție, asta e formula. Ori sunt două lucruri care eu nu le-am priceput și care sunt alarmante. Faptul că Europa n-a reușit să-și treacă în Constituție originea progresului și a realităților de aici, pentru că modelul european de societate bântuie în toată lumea. E dorit de toată lumea. Clar. Și al doua chestiune care este de luat în seamă, povestea cu globalizarea. Ne place sau nu ne place, globalizarea este inevitabilă. Dar nimeni și niciodată nu o să aibă autoritatea să impună niște reguli care să scoată identitățile naționale cu ceea ce au pozitiv și integrabil. Se încearcă lucrul acesta. Se încearcă, dar cine are forță culturală, intelectuală, tradiție de verticalitate, de apărarea demnității, să știi ce înseamnă onoarea, acele națiuni, acele identități naționale nu se vor impune, nu că vor dispărea. Aceste identități naționale sunt calificate astăzi hipercritic ca iliberale. Iliberalismul, dacă nu înseamnă un joc pentru Rusia, trebuie luat în seamă. Dar ținând seama geopolitic și poziția de cine sunt țările acestea iliberale, sunt țările care sunt, de fapt, anti-europene. Europa, în clipa în care se atomizează, Europa dispare. Dar ceea ce susține ca fond iliberalismul, trebuie luat în seamă. Ați vorbit adineauri despre un lucru foarte important. Prosperitatea la care a ajuns societatea europeană, societățile Europei de Vest, datorită creștinismului. Există o lucrare celebră, Spiritul capitalist și
și protestantismul, care a lui Weber, care aduce la lumină influența benefică a creștinismului prin inserția lui în spațiul economic. Uniunea Europeană, de care suntem atât de mândri că aparținem, a apărut, să amintim telespectatorilor, ca o dorită entitate pentru prosperitatea economică a Europei. Deci rațiunile fondatoare ale Uniunii Europene au fost pur economice. Astăzi, dacă privim din aceeași perspectivă, observăm că s-au suprapus peste aceste rațiuni economice foarte consistente și zgomotoase rațiuni ideologice, domnule Dimitriu. Și atunci, faptul că această structură iradiază spre noi un tip de ideologie ne justifică, ca să spun așa, reacția noastră conservatoare. Avem dreptul, cum spuneți, să ne păstrăm niște valori care nu sunt negociabile din punct de vedere moral, cum este căsătoria între un bărbat și o femeie, familia, școala cu spiritul ei adaptat poporului din care face parte, biserică și așa mai departe. Aceste valori sunt astăzi, din păcate, asediate de această ideologie. Și ni se spune că dacă suntem sceptici cu privire la această ideologie, pe care iar o numesc neomarxism, marxism cultural, corectitudine politică, am fi anti-europeni. Nu vi se pare un mare sofism? Trebuie ținut seama de faptul că nu tot ce se impun Uniunii Europene este și adevărat. Regulile pe care le impune sunt cadre generale. România nu va fi exclusă din Uniunea Europeană. Dar nici nu se pune problema. Nu dacă dorește niciun om normal lucrul acesta. Nu va fi exclusă dacă nu va agrea legislativ, cum există deja, deci nu mai trebuie făcut o inovație, dacă nu va agrea căsătoriile acestea homosexuale. Nu va fi. Din fericire, se spune că în dreptul familiei fiecare țară are dreptul suveran de a-și fixa jurisprudența. Eu cred că Uniunea Europeană, la constituirea ei, în afară de elementul economic, prosperitatea, omogenizarea socială a Europei în sensul cultural și economic. Cultural înseamnă că să mai alfabetizăm ceva din zona estică, care nu prea era alfabetizată, Bulgaria, Serbia, zona asta. Ca să mai zic și mai la răsărit. Deci, nu cred că trebuie blamat neapărat Europa că vrea ceva, dacă noi avem putere, tradiție și argumente și avem... E important. Avem, să fiu... Cât mai eufemistic, ambasadori care să reprezinte România, inteligenți, capabili să pledeze, pentru că argumentele noastre, și îmi dau seama că eu trăiesc în societatea românească, deci vorbesc cu foarte multă lume, gândesc ca mine. Deci n-am văzut unul care să zică că e ok cu... E ok, că trebuie acceptat orice vine de acolo. Dar dacă te duci acolo agresiv, invocând demnitatea națională, când nu trebuie... Bine, asta chestiune... ține de gradul de educație al celui e o chestiune care delicat, vrea delicat. Să fie ambasador. Interesul României, pentru mine, sub orice discuție, este Europa. Pentru că Europa și NATO. Pentru că Europa și NATO înseamnă pentru prima oară un proiect politic, după centenar, un proiect politic în interesul real al României. De europenizare. Europenizare înseamnă civilizație. Asta e tema. Și dacă noi reușim să... Pentru că e important când te duci acolo să-ți prezinți cartea de vizită, pentru că România are ce să spună. România are ce să spună. Trebuie găsit ambasadorii, că unul singur, oricum e puțin, care să se ducă să pledeze acolo. Imaginați-vă să se fi dus la Uniunea Europeană un Titulescu, un Tachionescu. Ori mi-e teamă că pot să mă uit și nu mai găsesc. Putem da multe nume. Da.
Multe dintre aceste nume, domnule Dimitriu, eu vă accept și vă respect foarte mult optimismul și serenitatea cu care puneți problemele, dar multe dintre aceste nume de mari cărturari români care s-au format în perioada cea mai fastă a României, interbelicul românesc, sunt astăzi considerate de către unii figuri fasciste. Au apărut aceste cuvinte otrăvite ca etichete care se lipesc pe fruntea unui Mircea Vulcănescu, pe fruntea unui Petre Țuțea și mulți alți mari oameni ai acestei românii care au stat în închisori pentru acest popor. Acești oameni sunt astăzi considerați fasciști doar pentru că sunt pronunțat creștini ca personalități. Creștini și pentru tradiția noastră. Nu tradiționalismul la excesiv, pentru tradiția românească. Exact. Dar eu aduc în discuții, mereu aduc un nume, singurul scriitor român, omologat internațional. Vintilă Horia. Premiul Goncourt. Dumnezeu s-a născut în exil. Un nume foarte mare al literelor românești. Și aici e o problemă care eu o impun societății, inclusiv academice. Da. Nu au fost în stare, el nefiind criminal de război, printre altele. Are un proces, dar cum se făcea procesul în anii aia, 50? Nu au fost în stare să-i menționeze numele pe o stradă, i l-au pus și l-au retras speriați, pentru că a protestat, nu știu cine a protestat, dar nu o să spun. Da, se știe. Da. Cine tot protestează împotriva istoriei doctorul noastre Paulescu, recente. Doctorul Paulescu. Abia e un institut undeva pe la Banu Manta cu... Da. De ce? Doar pentru că acești oameni... Dar Mircea Vulcănescu, Sidor Mibustu, Noica. Tocmai. Iliade. Cum ar gândi acești oameni, domnule Dimitriu, în legătură cu tema noastră, cu îngrijorările noastre, în legătură cu primejdii deloc imaginare, cum își imaginează cineva care nu reușește să înțeleagă lucrurile în profunzimea lor. Așadar, e o întrebare retorică, firește că știm cum au gândit acești oameni. Aș vrea să repunem problema aceasta a salvării noastre sau măcar a creării unui instrumentar cultural, spiritual pentru generația nouă, care să împiedice deraparia ei într-o zonă a lipsei totale de repere morale. Și dumneavoastră sunteți unul din promotorii ideii de elită în societate. Știm bine că marea întrebare în vremea comunismului a fost nu cum să cultivăm elitele, ci cum să le lichidăm. Am rămas fără elite. De 28 de ani, sigur că ne străduim fiecare cum putem să progresăm într-un anumit fel, considerați că au apărut niște elite capabile să aducă beneficii mari României în ultimii 28 de ani? Sigur, ne putem întreba dacă România mai are un viitor. Și mă gândesc la răspunsul lui Șora. Mihai Șora? Mihai Șora. Ține de noi să avem un viitor. E foarte grav dacă ar ține de alții. S-ar putea uneori să nu fie chiar așa de rău. Asta ar însemna, în opinia mea, să construim un proiect de țară de care se vorbește la seminarii, dar nici nu are substanță. Un proiect de țară, europeană, se subînțelege. Cu identitate bine conturată, asta înseamnă implicarea elitei. Eugeniu Speranța, unul din sociologii care tot îl evoc și mie mi-e foarte drag, interbelic, evident, din zona conservatorilor, spune un lucru care deranjează, dar e real. Doar elita intelectuală zidește, numai ceva de genul ăsta, ceilalți pot cel mult să consume. Ori ca ceilalți să poată consuma produsul elitei intelectuale, presupune intermedieri de valoarea intelectuală și morală a unui preot, a unui învățător, personaje care
au o anumită autoritate profesională, morală, ideal, asupra unor grupuri sociale. Aceștia pot, ar putea să facă acest lucru. Intelectualii astăzi, valorile, elita astăzi, nu contează cel mai mult spiritul în care e formată această elită? Spiritul, pentru că dacă vorbim de un spirit exclusiv progresist și adversar al valorilor conservatoare, nu mai vorbim de o elită. Nu. Elita trebuie să fie inteligentă, în primul rând, afară de profesional, morală. O elită autentică, o elită care să dirigeze. Elite, sigur, sunt 30 de alcoolici, 2 bemani, dar nu sunt în elita nici măcar alcoolicilor. Deci trebuie să fie intelectual rafinat, omologat de comunitate, o comunitate academică, cu o vocație de apostolat. Deci că aici e... Rostiți vorbe, cuvinte importante și mari, domnule Dimitriu, dar... Și cred că elita românească, dacă nu există o modalitate de a mai opri hemoragia, elita românească va pleca. Deci cred că tema numărul 1 a României astăzi, de salvare, aducerea elitelor înapoi... Ele sunt deja plecate, multe. Aud acum că 300.000 de ingineri. Probabil. Păi sunt întreprinderi în România care n-au sudori în argon și aduc în campanii din Cehia. Și nu e o problemă pe vremea tinereții mele, nu știu câți erau numai la Grivița. Deci problema societății românești asta este. Nu o dezbatere cu firește. Aia, da. Ce facem cu societatea? Proiectul de țară de care vorbește toată lumea. Un proiect de țară care dacă... Asta trebuie să însemne. Aduceți elita înapoi. Aduceți și pe cei. Că nu mai e muncitor. România nu are o problemă și de natura asta. Și aceea trebuie adus un înapoi. Un proiect de țară cu rădăcini infipte, realist, în realitatea toată lumea, românească. Lumea respectă performanța. Deci România nu e atât de respectată pentru că nu are o performanță economică, în primul rând. Culturală, care e culturală, pleacă. Avem performanță în mimetism. Da, e ceva mimetism, mai vechi și la noi. În chestiile astea fruste, mă uit așa din când în când, când nu-mi pierd timpul, dar mă uit așa să văd televiziunile din limba română. Eu nu știu cum CNA-ul le permite, sigur, fac rating. Da. Eu cine mă uit... se mai ocupă de gramatică în România? Sunt... Nu vreau să dau mai multe exemple, dar la nivel mai cu care eu am eu de-a face, sunt probleme. Problema a doua care este școala. Un manual care uită de eroi adevărați ai României. Că da, România nu prea are sumedenie de eroi, dar are cei care au luptat în munți. Apropo, sfinții, eroii, martirii sunt exact elitele morale pe care ideologia corectitudinii politice le decapitează, le ascunde, le îngroapă în tăcere. De ce? Pentru că ele iradiază un tip de ordine morală cu care această ideologie este în conflict total. Este sigur, un adevăr. E absolut sigur. Dar aici intră și vina societății. Și o celor care diriguiesc... Societatea poate fi manipulată, domnule Dimitriu. Da, avem cazuri recente și triste. Da. Seneca era cu gloata, e cel mai slab depozitar al adevărului. Nu te încrede în mulțime, spunea Seneca. Mai avem doar câteva minute, nu risc să pierd ocazia de a vă întreba, întrucât reprezentați una dintre cele mai luminoase instituții culturale din România, Ateneul Român, ce evenimente în acest an centenar găzduiește acum, spre sfârșitul acestui an, Ateneul Român. Da. M-am străduit să păstrez la Ateneu un standard cât mai european. Dirijorii invitații și conferințele. Sunt 5 laureați ai Premiului Nobel, Goncourt, Balzac. Da. De centenar, centenarului sunt dedicate mai multe concerte, dar concertul care va omagea momentul este concertul din 30 noiembrie. Cu Cristian Badea la pupitru și Daniel Ciobanu, premiatul de la Rubinstein, la pian. Va mai fi un concert special
cu ocazia aniversăm 150 de ani de când e fondată instituția și 130 de când funcționează clădirea Ateneului, pe 15 decembrie. Cu Horia, cu Vintilu Horia, cu Horia Andreescu la pupitru. Da, extraordinar. Și mai sunt vreo 3 concerte cu Badea, Cristian Badea, care sunt importante. Mișa Maischi, violoncel, o figură de legendă în muzice continentale. Iar în ce privește conferințele? Avem o conferință de Crăciun, că sunt două categorii. Ultima este conferința de Crăciun a academicianului Nicolae Zamfir despre laser. Conferințele de Crăciun sunt dedicate exclusiv științei. Luminii. Inclusiv luminii cunoașterii. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Dimitriu. Sper că am reușit să transmitem, fie și fragmentar, un mesaj lucid în legătură cu necesitatea revizitării fertile a conservatorismului, personal îndemn mereu la lectura unor cărți fundamentale din istoria culturii europene. Ca să înțelegem Europa, trebuie să-i citim istoria și nu să rămânem hipnotizați doar de un prezent haotic, de multe ori, și infestat ideologic al acestei Europe. Trebuie să gândească cineva, sigur, mai competent decât mine, cine dorește atomizarea Europei. Iar România trebuie să aibă luciditatea și capacitatea de a nu se integra, de a nu participa voit sau nevoit într-un astfel de proces, pentru că se pierde. Nu cred că este cazul. După cum știm, gradul de încredere a românilor în Europa este unul foarte mare, dar acest grad de încredere are ca substanță dorința firească a oamenilor de prosperitate economică. Încă o dată trag o linie separatoare între rațiunile economice ale Uniunii Europene, care sunt și trebuie să fie cultivate în mod intens, și rațiuni ideologice care pot fi contestate, pot fi discutate, pot constitui subiect de dezbatere, fără ca prin asta să fim mai puțin europeni. Sigur că valorile ideologice, deci neeconomice, comportă adaptare sau, dacă ai suficientă resursă umană, poți să le impui. Ele pot fi impuse. Dar nu trebuie uitat, că aici mie mi-e teamă, că aici e diversiune. Se aruncă pe piață teme care nu sunt în fond reale, importante. Deci importante. Identitatea națională e o temă de supraviețuire. Nu renunți, ci în ucidere. Deci trebuie să faci operațiunea asta. Dar nu cred că Europa își pune problema să anihileze identități naționale. Nu Europa în sine. Nu. Structuri din Europa și propagandiștii unei ideologii aici e pe care am numit. Propagandiștii, da. România trebuie să fie destul de înțeleaptă, să-și dea seama că șansa e unică, ca să n-a luat nici în Eurasia, unde e altceva. Unde e mult mai frig. E foarte frig. Mesajul meu, Europa cu identitatea noastră. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc și, bineînțeles, reiau acest mesaj al îndemnului la luciditate, să primim ceea ce vine spre noi cu spirit critic, articulat, moral. Asta înseamnă cu un spirit critic hrănit din valorile moralei creștine. Vă mulțumesc foarte mult!